80% dintre europeni trăiesc în orașe, asta înseamnă ambuteaje, ore de vârf în trafic și poluare. Pot fi mașinile electrice, bicicletele sau transportul public gratuit soluțiile pentru o mai mare mobilitate urbană. Europa și-a propus obiective ambițioase în acest sens, cât se poate de normal, având în vedere că 84% din petrolul de care depinde este importat. La începutul anului, Comisia Europeană a lansat inițiativa Clean Power for Transport, menită să rezolve această dependență și să faciliteze crearea unei piețe unice pentru combustibilii alternativi. has karst- ressursis . meie , oleme oma liimed , aga tõepoolest elektrimobilitet . meil on suur initsiatiiv , mille nimi on e-motion , kus meie toome kakskümmend neli miljonit eurot , et , et teha ja töötada elektriautode . me , me , me tahame teha ja teostada tegevusi , aga mitte , eriti investeeringuid ja , ja , ja midagi taolist , turvaliselt toimuvatud elektriautode . see peab pöörama of governments . You cross the border , you need certain infrastructure , I think it's uh, , but it's not , not a need also to make some kind of uh, , of uh, spectacular uh, program which has no uh, practical meaning . So it's all , all must be rationally , rationally planned and uh, assessed by common sense . Private sector cannot invest În ceea ce privește mașinile electrice, totul pare să se învârtă într-un cerc vicios. Consumatorii nu cumpără vehicule electrice sau hibride pentru că prețurile sunt foarte ridicate și nu există stații de reîncărcare. Nu se construiesc stații de alimentare pentru că nu există suficiente vehicule. Iar acestea nu se vând la prețuri competitive pentru că nu există cerere suficientă. Sunt voci care spun că această revoluție trebuie să înceapă cu transportul în comun. Răspunsul este, deocamdată nu. Problema autonomiei bateriilor este departe de a fi rezolvată. Nu poți aștepta 2 trei ore în stație ca autobuzul să se alimenteze. Singurii care pare entuziasmați de revoluția mașinilor electrice sunt chiar producătorii care spun că trăiesc una dintre cele mai interesante epoci din industria auto. Potrivit estimărilor, în 2025 ar trebui să existe un miliard de mașini electrice în trafic. Este mașina electrică răspunsul la ieșirea din criză a industriei? Așa se pare. Ciudat, pentru că deși piața auto este una extrem de dinamică, aici suntem pe un teren în care lucrurile se mișcă destul de greu. Sau astăzi e nevoie de o mașină electrică în portofoliu ca să fii un producător autocredibil? toyota thinks that so far it's very limited usage like uh, small distance city commuter but surely within the center of the city if city has a concern of the air pollution it will work but when customer want to go far away it's very difficult so in that case we can provide the plug-in hybrid electric vehicle for such type of uh, customers i think it depends on the uh, progress of the technology, advanced technology. Uh, of course, toyota is now engaged in uh, development of the new type of batteries, which will somehow resolve the range issue, because the uh, cap capacity will go up, drastically. however, it will not happen for two years, three years' time frame. if we consider about the 2020 time frame, maybe it will happen. And at that moment, EV sales may growing up. Toyota's philosophy, not just uh, electricity, but including hydrogen. Hydrogen is a very similar uh, situation. However, our policy is not directly invest to the infrastructure itself, uh, because it's not car industry's uh, job. However, we can discuss with infrastructure company how to support, on this from the car industry side there are be, uh, several ways to achieve that and now we are now discussing about hydrogen infrastructure together with uh, infrastructure industry and governmental side Exemplul de succes vine din America Tesla este mixul perfect de inovație, tehnologie și scutire de taxe În 2009 guvernul Statelor Unite a împrumutat companiei care produce Tesla 500 de miliarde de dolari un împrumut pe care l-a recuperat cu 9 ani mai devreme. Asta pentru că în fiecare lună ies din fabrică 2000 de mașini. Mai mult decât atât, Tesla ocupă deja 8,4 din piața mașinilor de lux. Un succes datorat în mare parte și guvernului, care oferă nenumărate facilități cumpărătorilor, o parte dintre statele americane au eliminat taxele de vânzare. În Colorado, pe lângă scutirea oficială de 7.500 de dolari, statul mai suportă alți 6.000, iar șoferilor de mașini electrice li se permite să circule pe banda de autobuz, pentru o mai mare mobilitate. Marketing agresiv, dar cu rezultate pe măsură. Producătorii spun că în 2013 cifra de vânzări a fost cea mai mare din ultimii șase ani și se așteaptă la o creștere de 10% în 2014. Sigur, inovația este importantă și în Europa, dar într-o epocă în care guvernele abia își plătesc propriile facturi, rămâne de văzut cât pot sprijini astfel de programe. Dacă în Statele Unite există 150.000 de mașini electrice, în China 50.000, în Europa cifrele nu arată la fel de bine. În Germania numărul se apropie de 11.000, de înțeles având în vedere că încă nu se găsesc mașini electrice la mâna a doua. În Spania există 7.200, în Belgia puțin peste 1.000, iar în Portugalia 300. În România, la rar, sunt înregistrate 44 astfel de mașini. În toată țara sunt două borne de alimentare, la Brașov și la București. Statul român oferă în acest moment un ecotichet de 12.000 de lei, dar nu mai mult de 20% din valoarea mașinii, care oricum nu prea face diferența. Dacă te hotărăști să cumperi o mașină electrică, trebuie să ai în vedere trei lucruri. Nu ai autonomie mai mare de 150 de km. Nu ai stații de alimentare și trebuie să scoți din buzunar mai mult de 30.000 de euro. Dar un plin de baterie costă doar 10 lei, ceea ce face ca pe termen lung mașina să fie o investiție profitabilă. Iar experiența șofatului este unică, lucru confirmat de toți cei care au condus o astfel de mașină. Indiferent de marcă și preț, dotări și autonomie, mașinile electrice sunt marele pariu al producătorilor auto pe următorii 10 ani. Până acum singurele exemple practice care funcționează în materie de mobilitate urbană în Europa sunt schimb bike și car sharing. Mobility is a, is a big challenge, as you say. Uh, we are still in a situation where congestion is too high. Congestion costs our society some 90 billion euros every year, which is unbearable. Uh, also uh, the recognition that uh, for our overall uh, economic competitiveness for the smooth uh, work of uh, the economy in the European Union we need an efficient transport system whenever you faced a, with a situation uh, that is typically characterized as a problem you should look at the bright side of it romania and bulgaria have the chance of having an infrastructure that uh, is considerably older and underdeveloped compared to other member states of the European Union. And that provides them a chance not to make the same mistakes as those that have been done in other uh, countries. For example, of course, you need to continue investing in roads, but you also need to make sure that you prepare the ground for.

O altă soluție care funcționează în marile orașe este car sharing-ul. Ce înseamnă asta? Mai multe persoane cu aceeași destinație pot împărți aceeași mașină. E mai ieftin pentru călător, se reduce numărul de mașini din trafic, nu mai este nevoie de atâtea locuri de parcare și e mult mai ecologic. Mai radicale au fost estonienii. La începutul acestui an, în Tallinn, transportul public a devenit gratis. Dacă ești locuitor al orașului, cumperi un green card cu doar 2 euro. Îl personalizezi și ai acces nelimitat pe toate rutele. Rețeta pare să funcționeze. Oficialii spun că încasările sunt pentru prima dată pe plus, iar traficul s-a îmbunătățit semnificativ în oraș. Așa cum bicicleta a evoluat de la convenabil la trendy și a fost acceptată ca mijloc de transport în toată Europa, probabil vom asista în următorii ani la reîntoarcerea și reacceptarea transportului în comun ca variantă viabilă. Rămâne de văzut unde și cât de repede.